Pentru aluatul biscuiților vom avea nevoie de 300 de grame de făină, 150 de grame de unt, 100 de grame de zahăr, coajă rasă de la o lămâie și un praf de sare, un ou și jumătate de pliculeț de praf de copt. Cele 100 grame de zahăr, coajă rasă de la o lămâie, oul întreg, puțină sare, untul, iar în final vom adăuga jumătate de pliculeț de praf de copt. Vom lucra aceste ingrediente până când vom obține un aluat omogen și fin. La început, aluatul va avea o consistență nisipoasă, însă continuați să mixați ingredientele până aluatul se va forma. Aluatul trebuie să arate cam așa. Trebuie să fie destul de moale și de omogen. Aluatul este bine făcut, este gata, așa că îl vom da la frigider pentru aproximativ o oră jumătate. Acesta este aluatul proaspăt scos din frigider. Pentru a lămâia, trebuie să facem astfel. Vom pune cacao. Și vom încerca să biluțele ne îmbinăm între ele. Apoi această biluță, la rândul ei, o vom întinde. Iar cu o formă pentru fursecuri, vom crea pe rând inimioare sau ce forme vă plac vouă. Lăsăm fursecurile la cuptor aproximativ 20 de minute la o temperatură de 180 de grade.